mama, stai să vă explici, domnule. Atenție! Deci e vorba de multipli de 3. Multipli de 3 sunt de tipul 3K. Cuprinși între 10 și 99. Și 99. Da? 10 și 99. Împărțim totul prin 3. Și apare că 10 pe 3 e mai mic egal decât K. Mai mic egal decât 33. Și luăm partea întreagă. Mai mic decât 33? Da, păi 10 pe 3 e 3. 10 pe 3 este 3. Partea întreagă, da? 3 și ceva. Da, 3 și ceva. Și atunci vine 3 mai mic egal decât K, mai mic egal decât 33. 11. Da? 11. Și ca să vedem acum câți câte valori poate să prinde K. Deci K înseamnă toate numerele de la 3 până la 33. Și acum ce facem? Din 33 scădem pe 3 și egal cu 30. 30 de variații, da? Da? Și simplu. Deci împărțim totul prin 3 aici. Deci, K-ul e cuprins între 1 și 30. Corect. Și marea problemă era să găsim maximul ăsta. Corect. Bun. Hai să vedem dintr-un alt interval. Din intervalul de la 12, nu de la 12, da, de la 12 și la 99. Că 12 și el e. Și el este. Deci da. Ar veni așa. 12 cu 3K? Tot așa am variat. Mai este 3K. Mai facem un variant de la domn profesor. Da, și mai împărțim la 3 totul și dă 4. Mai mic sau egal decât K. Mai mic sau egal decât 3. 12 am spus, mai mic egal decât 3K. Mai mic egal decât 99, nu? Da. Împărțim totul prin 3. Și ar veni că 4, mai mic egal decât K. Mai mic egal decât 33. E vorba de toate numerele întregi, de la 4 început până la 33. Da. 33 minus 4 plus 1. 30. Deci 33 minus 4 plus 1. Că și cu 4 începem. Da. Și 33 minus 4 egal cu cât este? 29. Plus 1 egal cu 30. 21 plus 1 egal cu 30. Da? Deci, practic, avem tot 30 de numere de la 12 până la 99, da? Hai de la 14. Hai de la 14. Deci, 14. Acum, dacă ne iese jocul ăsta, înseamnă că am pus prins problema, da? Împărțim la 3. Deci 40 și cât am zis? 12? 14. Nu, 14. 14. Mai mic s-a egal decât 3K, mai mic s-a egal decât 99, împărțim prin 3, 14 împărțim la 3, 4. Că 5 nu dă. 3 și 4. 4 și ceva. 4 și ceva. Da, deci 4. Partea întreagă e 4 și ceva, am zis, nu? Da. Și K-ul ăsta 4, mai mic deci partea de întreagă a cui? A lui 14 pe 3. Partea întreagă a lui 14 pe 3. Cât a spus voi că 4, este aici? 4, virgulă nu știu cine. Da. Și partea întreagă a lui 4, virgulă ceva, este 4. E 4. Da? Deci vine 4. 4 mai mic egal decât K. Mai mic egal decât 33. 33. Și ca să vedem... 33 minus 4 plus 1. Păi 30. Nu, 33 minus 4 e 29 și nu mai facem plus 1, că 14 nu e... 33 minus 4, 4 face 29. Atâta și sunt. Deci, nu mai facem plus 1, că 14 nu e multiplu. Deci nu mai este multiplu acela care începe cu el, da? Da. Deci nu mai este acolo, da? Da. Deci, nu mai facem plus 1 acum. Păi nu mai facem plus 1, sigur. Cu 29. Da. Cu 5 poți să iei la 30, apoi... Dar de unde știi? Păi nu e adevărat. De unde? Începem de la 15, începem cu el. Și ar trebui să ne dea 29 curat. Sau cât? 29 curat. De unde se începe? De la 15, domnul profesor. Hai să vedem. De la începem 15. Cu el. Da.
15 mai mic sau egal decât 3K mai mic sau egal decât 99. 3K mai mic egal decât 99. Împărțit prin 3 și dă 5 mai mic sau egal decât 5 mai mic egal decât K. Mai mic sau egal decât 33. 33. Da, 33 minus 5 egal cu 28 plus 1 că începem cu el. 29. Egal cu 29. Deci aici e valabil. Că începem cu numărul. Sigur că da. Deci și unde nu începem cu numărul să unde nu se începe cu multiplul nu, așa, mai adunăm nu mai adunăm 1. Și asta deci, e regulă. Asta e regulă, da. Da. Da? Deci tot timpul asta trebuie să avem în vedere. Că e vorba de multiplul de 3. Și atunci știm foarte bine. Hai să vedem între... între 10 și 17. Hai să vedem așa, între 10 și 17, în intervalul ăsta, câți multipli de 3 sunt, după regula noastră? Păi de la multipli de 3, da? Da? Păi așa, de la 10 mai mic ar fi 12 3, da. Și 15, 2 ar trebui să vedem. Cu cât 17 de profesor? Da, da. Deci vine 10 mai mic egal decât 3K, mai mic egal decât 17, da? 17 ani, da? Da. Împărțim totul prin 3. 3 și ne dă 10 pe 3. 10 pe 3. Mai mic egal decât K. Și mai mic egal decât 17. 17 pe 3? 17 pe 3. Atenție aici. E vorba de toți întregii care încep de, la, de acolo înainte. Ce înseamnă 10 pe 3? Înseamnă 3 virgulă. Da. 3 virgulă. Da, zis întregii. Și mai mic egal decât, atenție, mai mic decât K, și mai mic egal decât 5 virgulă. Da. 5 virgulă. Care sunt numele întregi cuprinse la 3 și ceva încolo, 4. Până la 5 și ceva? 4, 5. 4 și 5. Doar 2. Deci, atenție. K-ul ăsta, 4 și 5. K-ul ăsta e un număr din Z, da? Număr întreg. Chiar natural. Deci, întrebarea este câte, care sunt numerele întregi cuprinse între 3 și ceva și 5 și ceva. 3 și ceva, adică 4 și 5. 4 și 2, adică. Două numere. Corect. Sau 5 minus 3, tot atât. Adică e vorba de 4 și 4 ori 3 fac 12 și e vorba de 5 ori 3, 15. E vorba de 12 și de 15. Corect. Cred că am pus mâna pe problemă foarte clară. Insistă că. Insist încă ca pentru toată lumea să fie lucrurile corecte. Câte numere între 23 și 74? Câte numere multiple de 3 sunt în intervalul acesta? 23 și 74. Păi facem așa, la 23 mai mic sau egal decât 23K. Mai mic egal decât 74. Împărțim totul prin 3. Da. 23 mai mic la 3 e 7 și ceva. 7 virgulă. Da. Mai mic sau egal decât K. Mai mic egal decât K. Mai mic egal decât 24. Mai mic egal decât 24 virgulă. 3 în 7. De 74, 2 ori. De 2 ori. 24. Și 12, 24 virgulă. Da. Bun. Care sunt numerele întregi de la 7 și ceva? Adică 8. Ar veni 8, 9, 9, 10, 11, până la 24. 24. Deci ar fi 24 minus 8, 16, plus 1, 17. Așa este. Am prins perfect acum problema, da? Da. Deci pe noi ne interesa să le numărăm. Și acum spunem, de la 8 până la 24 sunt, câte am spus? 17. Primul multiplu este 3 ori 8, 3 ori 8, 24. E dincolo de 23, 24 este primul multiplu. Apoi 27. Până la 24 ori 3, 12 și 72. Astea sunt toate numerele multipli de 3 din zona 23 și 74. 17. Important asta, să știi numărul lor. Da. Dragilor, voi care ne urmăriți, vedeți, în momentul în care tot ne punem mintea la treabă și încercăm să găsim soluții la problemele acestea care par
destul de dificile. Da. Dacă insistăm foarte mult, găsim și ideea finală. Corect. Că noi am dorit să punem la punct o idee de numărare a numelor multipli de 3 dintr-un interval. Corect. Și acum putem să luăm nu putem să luăm și de mai multe? Orice cât ar fi de intervalul de mare. Nu e, nu știu cât? Sigur că nu. Ia uitați-vă. Câte? Mai puțin. De la 10 la 1999. Na. Vreau și eu. Da. Și eu la deci, fel. Spune-mi câte numere se găsesc, câte numere multipli de 3. De 3. Se găsesc în intervalul 10. 275. Da, egal de Până la 943. Multipli de 3, da, domn profesor? Toți multipli de 3 în zona asta. Să numărăm. 943, da? Da. Împărțim totul la un 3 și avem așa. Deci vine 3K mai mic egal cu 275. 91 și ceva. Mai mic 943. Și mai mic împărțim la 3. Prin 3 și 3 în 27 din 9 ori. 91 și ceva. 91, mai mic sau egal decât K. Mai mic egal decât K. Și mai mic sau egal decât 100. 1, 1. 3 în 9 de 3 ori. Nu, 1, 1, 4 și ceva. Cum? 3, da. 3 în 9 de 3 ori, 3 în 4 ori. 3 în 13. De 4 ori, virgulă. Da, 314 și ceva. 314 minus 91. Care sunt întregii de la 91 și ceva? De la 92. Încep 92 până la 314. Mai mic egal cu 314. Și acum îi numărăm. 314 minus 92. 224. Hai, băi. Deci vin 2. 9 din 11. 2. 223. 222 și cu 1, 223. Este spectaculos ce am pus la punct. Da, nu putem să facem și de la 3 să... Acum poți să faci de la orice. De la oricât la oricât. Dacă îți multipli de 3 și aplici regula... Asta e. Dar multipli de 4 aceeași chestie. Aceeași chestie o să fie 4K și împărțim la 4. Da. 5K. Multipli de 7. 30K. Și împărțim la 7. N-are importanță. 7K. Dacă ar fi multipli de 7. Deci dacă am căutat multiplul de 7, și împărțim totul la 7 și luăm intervalul. Facem asta? Hai să vedem. Hai să facem un exemplu. Câți multipli de 7 se găsesc în zona în intervalul 215 până la 976? Până toți multipli de 7. Păi facem așa, 215, domn profesor, da? 215. Deci, spunem că 7K mai mic egal cu 215. Și împărțim la 7, copii. 976. Împărțim totul la 7. Și avem 30 și ceva. 30 și ceva. 30, ceva. Așa, mai mic egal decât K. Și mai mic egal decât... 7 în 21 de 7 de 3 ori. 139 și ceva. 139 și ceva. Asta înseamnă de la 30 31. 7 în 21 de 3 ori, 7 în 5 de 0 ori. Da, bine, așa. Mai mic, 7 în 9 dată, adică 7 în 27. 31 de 3 ori, 37 21. 3. Și rămâne cât acolo? 21, 56, nu? Da. 8 ori, 7 ori 8, 56. Nu așa vă dat 138? 139, zis Sandra. Ia să vedem. 139 și ceva. Da. 79 o dată. Da. În 27, 7 ori 3, 21. Da, și 31, Sandra, nu-i bine. 66, nu? 66. Și... 7? Nu, este bine. 96 este bine. O zici bine? Da, da, da. 139. 139, da? Da. Da. Bine. Ei, acum, de la 30 și ceva încolo, cât începe? Cu 9. Ca aparține numerelor.
30 și ceva încolo, 3, 4, 31. 31 până la 139. Până la 139. 30. Și ca să le vedem câte numere da. Sunt, vedem 139 pe 31. Da, și de 108. 108. Plus 109. Dar de fiecare dată la adunăm pe unul acum. Neapărat. De fiecare dată la adunăm. Ne-am făcut majorarea. Corect. Și ca unul întreg. 109 numere. 109 numere. Și dar dacă și vrem să-l găsim pe primul multiplu, începem. 7 ori 1, 7. 7 ori 1, 7. 7 ori 1, 7. 21. 217 este după 215. Corect. Primul multiplu care este. Și 139 ori 7. 139 ori 7. Ultimul. Este ultimul. Corect. Da? Da. Și cu asta am găsit numărul numerelor multiple de 7. Din interval. Din interval respectiv. Deci, indiferent, din multiple de 7, multiple din orice alt număr, ne-e clar cum se face. Da. Deci, 50 de 190. Deci, nu are importanță. Și numărăm foarte bine numărul. Astfel putem construi probleme foarte frumoase, da? Dacă v-aș cere acum să se afle... Da. Deci să se afle... Să se afle probabilitatea ca scoțând dintr-o urnă unde sunt numere de 3 cifre, toate numerele de 3 cifre, care este probabilitatea de a găsi pe cele care sunt multipli de 7. Toate de 3 cifre. Toate de 3 cifre. Aha, deci de la 100. Deci dintre toate numerele. De la 100. Dintre da, toate. Pe gurița. Da, 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 fără până sonor. Fără sonor. Multipli de cât? De 7. Deci de la 100. Ah, gata, nu spuneți că matematica. Deci toate numerele de 3 cifre posibile, da? Care face primul, domn profesor? Da, să vedem. Da, da, nu! Uite de gura, băi! Am văzut. Da. Toate numele de 3 cifre. Care e probabilitatea? Mă interesează, mă interesează numărul cazurilor favorabile și pe cele posibile. Atenție! Trebuie să îngățiți cazurile favorabile pe cele posibile. Aveți și o problemă posibile. Toate posibilitățile care se pot genera de 3 cifre. Probabilitatea cazului evenimentului este 128 pe 900. Da, mi-a dat bine! Dacă nu vă dat pe 900, nu vă dat. Mi-a dat 128. Bă, Viruna, nu ai voie să copii. Ai voie să copii. Viruna, ce faci, fată? Se inspiră, copii. Măi, fată. Înseamnă că n-ai înțeles. Hai. Aici, am nu știu. Păi, Adi, e vorba așa de a spune că între 215 am zis și 976, nu? Nu, sau 85, nu, între 100 și 999. Așa, Adi, între 100. Da, și 999, așa. Păi, cum ziceam? 100 mai x egal decât 7 k, și mai mic și egal decât 999. 999, da? Da. Împărțim totul prin 7. 7 și mi-a dat 14 virgulă ceva. Împărțim prin 7 și 14 virgulă. 14 ai zis virgulă. Mai mic decât K. Și aici numesc la împărțire. Dar împărți, măi, băieți! 142 și.
142 și ceva, da? Da. 142, virgulă. Acum ajung și eu. Și acum? Pură, mă spacă și la acum. Ce înseamnă a de 14 și ceva? Adică 15. Da. 15 mai mic egal decât K. Știu. Mai mic egal, 142 și ceva, 142 rămâne între ei. Corect. Rămâne 142. Și atunci, ca să-i vezi pe toți, ce facem? Din 140 scădem pe 15. Așa, 5 din 12, 7, 1 din 3, 2, 127. Plus 1, că se începe cu el. Sunt 128 de numere. Da, a zis probabilitatea, cazuri. Domnul profesor. Da. 128 de numere. Deci, probabilitatea evenimentului ce se, constă în, nu știu câte numere, extragerea. Păi acum ai povestea. Să extragem un număr, să găsim multipli de 7, probabilitatea evenimentului respectiv e 7, egal cu cazuri favorabile. Favorabile. Adică 128. Și supra cazuri posibile. Da. Pe câte numere sunt cuprinse, sunt între 100 și 999? 900. Sau de la 100 la 999? 900. De unde? Deci de la 100, adică până la 999. Știu, sunt 999 minus 100 plus 1. Așa. Deci 999 minus 100 înseamnă 899. 8 plus 1? 900. Da. Atunci spuneam, spuneam repede. Înțeleg și eu. Da. 128 supra 900. Supra 900. Mai dați-le una, domn profesor. Da. Da. Să se afle toate numerele. Hai azi, să te văd, dacă ești. De 4 cifre. 4 cifre. Da. Hai repede, repede, scrie. Se afle toate numerele de 4 cifre, da. Multipli de 8. Multipli de 8. Ce se află în intervalul 4239 și puncte până la 9999. Păi a zis de 4 cifre. De 4 cifre. Păi da. Nu le luăm de la 1000. Atenție, deci nu de la 1000. I-am spus să se afle toate numerele multiple de 7. De 8. De 8. Din zona asta, da? Numai asta am cerut. Multiple de 7. Multiple de 8. Multiple de 8, da. Da. Câtă 9.990 mă împărți la 8? Andra. Da, așa. Las 720. Și acum, care e probabilitatea ca unul din ele, din zona asta, unul din ele să fie multiplu de 8? Gândesc ce ai făcut acolo. Da. Ne oprim aici, băieții așteaptă la ușă. Da. Da. Era 1249. Să zicem finalul? Da, zicem finalul. Vă mulțumim că l-ați urmărit pe prof. Orai și vă dorim o seară. Și rămâne să facem geometria mâine, da? Da. 7, la